Dosarul căprioarei aurii. Partea 1. De Mircea Popescu. Soneria telefonului întrerupse brusc, strident, imaginile plăcute pe care Radu Balmuș le petrecea în vis. Cu o mână leneșă căută butonul lămpii de pe noptieră. Când lumina invadă camera, ochii clipiră speriați și buimaci, căutând să înțeleagă dacă e dimineață sau după amiază. Se hotărâ în sfârșit să ridice receptorul. La celălalt capăt al firului, o voce repezită, răgușită și bine cunoscută îl luă numai decât în primire. Greu mai răspuns, băiete. Iertați-mă, tovarășe redactor șef, dar sunt curios să știu cât e ceasul. E 5:20, veni prompt răspunsul. Dimineața? Bineînțeles. Și la 6:05 pleacă avionul de pasageri pentru Paris. Câteva minute Radu rămase descumpănit. Nu înțelegea ce rost avea această informație. Mașina redacției e la poarta dumitale. Ridicând un colț al draperiei ce acoperea fereastra, Radu constată nu fără oarecare uimire că afirmația redactorului șef era într-un totul întemeiată. În mașină, continua acesta imperturbabil, te vei întâlni cu Dorian. Asta înseamnă, reflectă Radul, că bunul meu prieten și câteodată cel mai iscusit fotoreporter al revistei se află la datorie împreună cu întregul său arsenal de aparate fotografice. Ne trebuie urgent un articol despre plecarea savantului Horia Domileanu la Paris. La ora 7:05 te aștept cu articolul și fotografiile la redacție. Sunt sigur că te vei descurca admirabil. Încheie convorbirea redactorul șef. Desigur, nu era prima și probabil nici ultima oară când Lăzăroiul, redactorul șef al revistei unde lucra Radu Balmuș, proceda în acest mod. Bineînțeles, Radu se obișnuise cu felul de a fi al șefului său și mai ales știa că acesta are un fler deosebit în alegerea materialelor importante. Așa că, fără să mai stea mult pe gânduri, intră sub un duș rece în baie. Tânărul spătos și bronzat își făcea loc cu mare greutate prin mulțimea care forfotea în holul aeroportului internațional Băneasa. Arătă portarului grăbit legitimația și pătrunse pe pista aeroportului dincolo de grilajul unde publicul numeros urmărea cu justificată curiozitate decolarea și aterizarea uriașelor păsări de metal. Căută insistent cu privirea pe cineva și după ce cercetă culoarea minte grupurile de pasageri ce se pregăteau de plecare, constată în sfârșit că a găsit persoana dorită. Un bărbat de vreo 50 de ani, potrivit de statură, îmbrăcat într-un costum gri, croit, impecabil, purtând pe cap o pălărie de aceeași culoare cu boruri exagerat de mari. Părea absorbit de gânduri. Tânărul se apropie cu pași hotărâți de el și îl salută într-un chip ciudat. Eu sunt omul pe care l-așteptați. Celălalt tresări și abia răspunse la salut. Ochii săi cenușii albaștri priveau, învăluiți parcă într-un val de tristețe, bolidul argintiu cât ce se pregătea de decolare. Știți de ce v-am chemat? Șopti bărbatul cu oarecare teamă în glas. Tânărul recunoscu vocea gravă, șovăitoare pe care o înregistrase cu puțin timp înainte pe banda de magnetofon. Da, nu avem însă vreme să discutăm acum. Într-adevăr, avionul pleacă peste 5 minute, confirmă tânărul, aruncând o privire fugară ceasornicului cronometru de care nu se despărțea niciodată. Întocmai, totuși v-aș ruga să rețineți o adresă și o dată. Nu le notați? Întrebă el, văzând că celălalt nu schițează gestul de a scoate din buzunar cele necesare scrisului. Am încă o memorie destul de bună, surâse tânărul, aranjându-și cu gesturi stângace cravata. Bine, a
atunci rețineți. Villa Mara, stațiunea climaterică cheia. În ziua de 15 iunie vă aștept negreșit. Dar vei veni numai dumneata. Voi fi punctual. Strania discuție se opri aici datorită altor tineri care alergau, abia trăgându-și sufletul chiar în direcția lor. Aceștia nu erau alții decât Radu și Dorian, care ajungeau cu întârziere față de planul inițial, din pricina unei neașteptate întâmplări petrecută în apropierea aeroportului. Șoferul lor se strecurase cu multă abilitate și în cea mai mare viteză posibilă printre sutele de mașini care împânzeau șoseaua. Nu mai aveau decât aproximativ 500 de metri până să ajungă la destinație când o altă mașină, un Renault albastru, stopă brusc căutând să evite un pieton răsărit pe neașteptate în fața lor. Cu toate că șoferul frână și el imediat, mașina în care se aflau cei doi tineri tamponă cu putere bara din spate a celeilalte. Într-o clipă, circulația se întrerupse și de undeva a apărut un milițian fluierând de zor. Cei doi ziariști nu au avut timp. Îl lăsară pe șofer să dea explicațiile cuvenite și țâșniră din mașină ca doi iepuri fugăriți de vânător. În același timp, la cealaltă mașină se petrecea un lucru asemănător. Un bărbat scund și gras, înjurând de zor pe toți pietonii din lume, abandona mașina și șoferul ei și se avântă pe urmele celor doi prieteni în aceeași direcție, aeroportul. Redactorul șef Răzăroiul măsura cu pași agitați lungul și latul camerei sale de lucru. Reporterul și fotograful ajunseseră exact la 7:05 la redacție, dar rezultatul expediției lor fu cu totul altul decât cel așteptat. Mai întâi, accidentul acela stopit de mașină îi întârziase cu vreo 5 minute. Apoi, abia când au ajuns în dreptul avionului, și-au dat seama că, de fapt, ei nu-l cunoșteau pe profesorul Domilianu. Și atunci, când îl zăriră pe omul în gri, au convenit într-o clipă că nu poate fi altul decât cel pe care îl căutau. S-au repezit într-un suflet spre el, dar un tânăr spătos și bronzat le ținu calea. Lui Radu i-a fost imposibil să obțină măcar o singură declarație. Dorian, mai norocos, declanșase pe ascuns aparatul fotografic și reușise să fotografieze pe profesor în clipa în care urca în avion. Chiar în acel moment ajunse la grilajul pistei de decolare și bătrânul scund și gras, abia răsuflând și transpira loarcă, îndepărtând cu brutalitate pe cei din jurul său, încercă să-l strige pe omul în gri, dar uruitul motoarelor a acoperit, bineînțeles, vocea sa și individul rămase locului mofluz, primind cu nepăsare apostrofărilor celor care îi bruscase cu câteva clipe înainte. Toate aceste scene, mult sau mai puțin neașteptate, se petrecură cu un mai puțin de 2 minute. Pasagerii dispărură în pântecul bolidului argintiu. În afara incidentului cu cei doi tineri, privirii agere a bărbatului cu alură sportivă nu-i scăpase nici amănântul cu încercarea grăsanului de a lua legătura cu interlocutorul său din urmă cu câteva minute. Asigurându-se în același timp că cei doi ziariști nu mai au timp pentru a lua legătura cu inginerul, se îndreptă spre grilaj cu gândul să-l urmărească pe grăsan. Dar Radul Balmuș nu era omul care să înfrunte cu una cu două, așa că se agăță de umărul celui care îi împiedicase să-și exercite misiunea și îl strigă prin de năduf. Cu ce drept m-ai oprit, domnule, să... De-abia în acel moment Radul sesiză că în fața lui nu se afla altul decât fostul său coleg de liceu, Dan Tomescu. Acesta nu părea însă dispus să dea acum explicații și nici nu se arătă încântat de revederea neașteptată. Profitând de faptul că Radul slăbise strânsoarea brațului, îi dădu un brânc și dori să-și continue urmărirea începută. Dar acele câteva secunde cât Radul întârziase să se dovedire totuși suficiente pentru ca grăsanul să dispară din raza privirii sale.
În ciudat se întoarse spre reporter. Mi se pare, Balmuș, că ți-ai ales meseria de încurcă lume. Colonelul de securitate Adrian Manea urmărea în același timp două lucruri. Raportul subalternului său, capitanul Dan Tomescu și rotocoalele alb-albăstrui ale fumului țigării, așezate pe scrumieră. Deoarece medicul îl sfătuise să nu mai fumeze, colonelul găsise o soluție ingenioasă care îi satisfăcea oarecum pasiunea, fără a-l îndepărta definitiv de ea. Aprindea țigarea, trăgea cu năsatru un fum, două, apoi o așeza pe marginea scrumiere de bronz și urmărea rotocoalele de fum până ce scrumul ajungea la filtru. Acest lucru se petrecea acum și tocmai când Dan isprăvise de istorisit peripețiile petrecute în dimineața acelei zile în aeroportul Băneasa. În timp, în cameră se așternu o liniște desăvârșită. Apoi, colonelul aprinse o nouă țigare, trase cu nesaț un fum și după ce o așeză pe marginea scrumierei, scoase dintr-un sertar al biroului un dosar alb pe care scria cu cerneală roșie caligrafic: Dosarul căprioarei Aurii. Tocmai se pregătea de plecare, seara trecută, când telefonistul de serviciu înștiințase că un oarecare inginer Dobrotan dorește să-i vorbească. Tovarășul colonel Manea? Îl întrebă o voce gravă și șovăitoare. Da. La telefon, inginerul Dobrotan. Aș vrea să vă dau unele informații cu privire la căprioara Aurie. Vă mai amintiți de ea? Un minut de liniște întrerupse convorbirea telefonică. Gândurile colonelului Manea zburară în acele momente în urmă cu aproape 25 de ani. În după amiaza mohorâtă de octombrie a anului 1943, elevul de liceu, Adrian Manea, urca sprinteni potecile ce duceau la cabana Muntelui Roșu din masivul Ciucașului. Așa cum îl sfătuise neapetrică electricianul, alegea cu băgare de seamă drumul, căutând să se țină cât mai departe de șoseaua pe care forfotau mașinile militare, române sau germane. Nerăbdarea îl făcea să-i se pară că drumul pe care îl cunoștea atât de bine de mic copil nu mai are sfârșit. Când neapetrică venise la ei acasă în urmă cu 3 zile, taicăsul l-a chemat și i-a spus: Adriane, acum ești băiat mare, avem toată încrederea în tine, și eu și Nea Petrică. Îți vom încredința o misiune importantă. Băiatul simțise că obrajii i-ar dau ca focul. Era pentru prima oară când taicăsul vorbea cu el în asemenea fel. Până mai ieri îl ținuse departe de grijile și frământările sale de om necăjit. Și iată că acum era luat în seamă, ba încă avea de dus la îndeplinire cine știe ce acțiune interesantă și plină de riscuri. Te vei duce la cabana de pe Muntele Roșu, continuase vorba taicăsu. Acolo te așteaptă un tânăr cu părul cărlionțat și ochi negri ca murele. Înțelegi? Înțeleg, tăticule. Te va întreba dacă iubești căprioarele. De ce? Ai răbdare. Asta e o parolă. Adică, știu, astfel mă va recunoaște, nu? Așa. Tu vei răspunde. Nea Petrică dorește mult să crească o căprioară la el acasă. Ai înțeles? Da. Asta-i tot? Nu. Vei primi de la acel tânăr un sul de hârtie albastră din acelea cu care învelești tu cărțile și caietele de școală, sau o punem în fereste pentru camuflaj. Oricine te va opri în drum și te va întreba ceva în legătură cu sulul de hârtie, tu îi vei spune că trebuie pentru școală, dar nu îl vei desface nici de cum și, bineînțeles, nici nu îl vei lăsa în mâna nimănui. Adrian se gândi că aceasta nu era o misiune atât de importantă cum pretindea taicăsu. Dar oare ce rost avea sulul de hârtie albastră?
Îi întrerupse gândurile Nea Petrică, explicându-i să se ferească de drumul mare, spre a nu se întâlni cu cineva și atrăgându-i atenția că reușita lui va fi de mare folos pentru multă lume. Deși oarecum descumpănit, neînțelegând ce importanță chiar așa de mare avea misiunea pe care urma să o îndeplinească, zilele până sâmbătă ei se părură nesfârșite. Îl mistuia dorința aventurii. În sfârșit sosise și după amiaza mult așteptată și acum fremăta de nerăbdare să ajungă mai repede la cabană. După un timp se opri în dreptul unei bifurcații. Aici nu mai avea încotro și trebuia să iasă la șosea. Ascuns într-un tufiș, cercetă cu mare băgare de seamă împrejmuirile. Nu se vedea nici țipenie de om. Străbătu grăbit șoseaua și se avântă pe drumul de căruțe, iar de acolo pe singura potecă ce ducea la cabană. Își făcuse în gând socoteala că de aici nu mai avea decât vreo 2 km până la țintă. Din cerul plumburiu se abătură strop mărunți de parcă ar fi fost trecuți printr-o sită deasă. Adrian despături pelerina de ploaie și se îmbrăcă imediat cu ea. Se lăsase pe neașteptate frigul, prevestind iarna mai timpurie decât de obicei. Acum înaintea a nevoie. Ploaia deasă venea din ce în ce mai repede. Și deodată inima a început să-i bată năvalnic, parcă să-i spargă pieptul. Fără îndoială, un bărbat zăcea lungit în mijlocul potecii. Era leșinat? Sau era mort? Adrian se opri buimac neștiind ce să facă. Dar dacă se prefăcea? Poteca nu era mai lată de un metru și ceva și, dacă voia să înainteze, trebuia neapărat să treacă pe lângă omul acela. Își încordă privirea căutând să-i deslușească chipul și, fără să-și dea seama, se apropie de el. Acum îl vedea destul de bine. Era îmbrăcat într-un tricou de lână, gulerul rotund și răsfrânt până aproape de bărbie. Pantalonii bufanți în carouri, iar în picioare purta ciorap 3/4 și bocanci de munte. Mai înainte câțiva pași, și se opri din nou mărmurit. Bărbatul gemuș și întoarse fața spre Adrian. Întredeschise ochii și treseri la vederea lui. Buzele dădură să spună ceva, dar nu reuși. Un firicel de sânge îi se prelinse din gură și în loc de cuvinte, Adrian nu a auzit decât o borboroseară fără niciun rost. Dar acum băiatul prinse curaj. Era limpede că omul zăcea rănit, slăit de puteri. Poate că pierduse mult sânge. Cine știe de când stătea acolo în mijlocul drumului? Se apropie de Abinelea și, aplecându-se peste rănit, îl cercetă cu luare aminte. Se gândi ce ar putea să facă pentru cel care abia își mai trăgea sufletul. Și deodată îl cuprinse din nou frica. Dacă omul fusese rănit, înseamnă că cineva îl atacase. Dacă acel cineva se afla încă în apropiere. Se ridică imediat, își roti privirile, dar nu sări pe nimeni. Totuși, parcă se mișea ceva în crengele tufișurilor de alături. Nu, a fost numai o părere. Un nou geamăt îl făcu să se întoarcă spre rănit. Deschisese iar ochii aceia împăienjeniți, iar buzele băteau neputincioasă aerul. Se aplecă să deslușească vorbele și deodată îi se păru că pământul se învârte cu el. Rănitul, cu prețul unui mare efort, îl întreba dacă îi plac căprioarele. De-abia acum își dădu seama că ochii celui lungit în mijlocul potecii erau negri ca murele și șuvițele de păr numai inele. Așadar, rănitul nu era altul decât acela pe care îl căuta. Trebuia să-i răspundă de grabă, dar acum se zăpăcise cu totul și nu-și mai amintea ce anume. Emoția îl gătui, îi învolbură creierul, îl copleși cu totul. Nu reuși decât să plece capul în semn că a înțeles că este
cel căruia era adresată parola. Eu sunt Begu, murmură rănitul. Begu, fii atent ce spun. Căprioara, căprioara de aur, înțelegi? Adrian nu înțelegea nimic, dar dorea din tot sufletul ca omul să nu se mai chinuiască atât. Șuvițele de sânge se îndeseau din ce în ce ca și stropii de ploaie care cădeau tot mai mult și mai des. Clipii din ochi ca și cum ar fi priceput tot ce îi se spunea. Rănitul cu un efort disperat se ridică într-un cot și cu mâna liberă încleștă revelul mantalei sale de ploaie. Ține minte să nu uiți niciodată, căprioara aurie! Borboroserile se transformară acum în horcăituri. Dacă moare, își spuse Adrian îngrozit. Celălalt, ca și cum i-ar fi ghicit gândurile, bânguie printre horcăituri. Eu mor, tu fugi acasă, să nu uiți, căprioara aurie! Urmă o convulsie puternică, buzele bătură cu disperare aerul, apoi un horcăit ca un muget. Omul își dăduse duhul și rămăsese așa în poziția aceea caragioasă, așezat într-un cot, cu degetele celeilalte mâini agățate de reverul mantalei lui de ploaie. Ochii se deschiseseră mari și priveau fix undeva peste umărul lui Adrian, ca și cum acolo, spre zările mohorite ale zăganului, ar fi deslușit, zburdând pățăpușele verzi, o căprioară aurie. În imaginile acelea tragice se derulă de pe dinaintea ochilor colonelului Manea, care acum asista ca și când ar fi fost la un film proiectat cu o viteză amețitoare. Totul nu durase decât un minut. Revenea cu greu la realitate. Abia acum își aducea aminte că la celălalt capăt al firului o voce gravă pronunțase două nume care îi răscolise atâta amintiri din trecut. De ce nu răspundeți? Vă amintiți sau nu? Da, rosti colonelul abia șoptit. Atunci, mâine dimineață, la ora 5:30, veți primi un nou telefon. Vă voi comunica locul și ora întâlnirii noastre. Brusc, celălalt închise receptorul. Toată noaptea, colonelul Manea se zvârcoli nașternut încercând zadarnic să țipească. Amintirile se întorceau din trecut tot mai răscolitoare. Ajunsese acasă transpirat și obosit. Ploaia răzbătea prin mantaua și luda până la piele. Chipul îi trăda spaima și emoțiile prin care trecuse. Pe atunci Adrian Manea nu împlinise nici 17 ani. O găsi în casă doar pe maică sa, dar ei nu îi spuse nimic din cele întâmplate. Nu trecu multă vreme și se întoarse și taicăsu. Așteptam să vii mai târziu, dar ce-i cu tine, Adriane? Îl iscodi el, cercetându-i cu atenție chipul palid. Tată, omul acela e mort. Care om? Cel care trebuia să-mi dea sulul de hârtie albastră. Un timp se lăsă o tăcere grea, numai musca, amețită de ploaie și amorțită de frig, bâzâia împrejurul lampei aninate de tavan. Spune, ce s-a întâmplat? Adrian povesti în amănunțime toate întâmplările prin care trecuse în acea după-amiază. Se făcuse aproape miezul nopții. Taică s-o ascultă cu atenție și când el îi sprăvi, îi trecu mâna aspră și bătătorită prin părul negru ca tăciunele. Să uiți tot ce s-a întâmplat azi, auzi? Cum avea să uite? Dar niciodată nu împărtășise nimănui trista sa aventură. În iarnă a murit și taicăsul, l-au găsit înjunghiat la malul ursului. Se dusese să aducă lemne pentru foc, că era o iarnă grea, așa cum nu mai fusese de mult, și sărăcia făcea casă bună cu războiul. Cercetările poliției locale n-au descoperit nicio urmă, niciun indiciu. Uitarea s-a așternut repede și peste această nouă crimă, așa cum se așterne zăpada peste urmele lăsate de călători care străbat potecile munților. Într-una din zilele de primăvară, când începuse să răzbată ghioceii prin covorul pufos al zăpezii,
s-au trezit acasă cu un neapetrică electricianu. De când murise taicăsul, venea tot mai rar pe la ei, cam o dată pe lună. Acum părea foarte obosit. Căpătase și un tic nervos. Bărbia îi clănțănea într-una, așa cum văzuse Adrian, clănțănindu-se bărbiile trase cu sfoară ale căpriților colindătorilor, când era mic de tot. Neapetrică l-a tras deoparte și i-a mângâiat obrajii. Avea mâna aspră și bătătorită, dar mare și bună, cum o avusese și taicăsu. Adriane simt că nu mai am multe zile de trăit. Și începu să povestească repede, grăbit, ca și cum moartea era foarte aproape și era frică ca nu cumva să întrerupă povestea. Și iată ce a aflat atunci Adrian. În primăvara anului 1907, cam prin luna mai, pictorul Grigore Nestorescu, bătrân și bolnav, se afla în stațiunea Bălen de Munte. Acolo, deși medicii îl sfătuiseră să nu mai lucreze, a pictat un tablou de o nesfârșită frumusețe, reprezentând un colț de pădure în amurgul unei zile de vară. Din tufișurile așezate la marginea pădurii a răsărit o căprioară. Cu urechile ciulite, cu botul umed, adulmecând împrejmuimile, pregătită ca la cel mai mic zgomot să țâșnească în pădure de unde a venit. Și atât suflet a pus pictorul în tabloul acela că parcă totul se petrecea aievea. Iar din paleta sa a înflorit o bogăție nesfârșită de culori, însuflețind și mai mult pânza, mai ales în geriul razelor de soare ce se răsfrâng peste cer și pădure, peste tufișuri și căprioară, învăluind-o pe aceasta din urmă într-o mantie auriu-purpurie. Pictorul botezase acest tablou Căprioara Aurie. Simțindu-se tot mai bolnav, plecă la Ploiești unde își avea locuința și ascunde tablou într-o criptă dintr-un perete al casei. O lună mai târziu, Grigore Nestorescu se stinge din viață. Nimeni nu bănuia de existența Căprioarei Aurii. În primul război mondial, casa lui Nestorescu din Ploiești arse până la temelie. George van Simiș, baron cu gradul de locotenent în armata germană de ocupație, descoperă în timpul incendiului, cu totul întâmplător, tabloul din criptă. Impresionat de frumusețea lui, dar totodată lacom și hărpăreț, și-l însușește. Valurile războiului îl poartă prin Ploiești, apoi prin Bălen de Munte și la Mânecii Ungheni. Tabloul îl ia cu el pretutindeni, într-o uiașă valiză de piele neagră, alături de alte trofee pe care baronul și le însușește, fără rușine și fără bani. Explozia unui obuz îl lasă fără un ochi și o mână. Reformat, iese din cadrele armatei, se întoarce în Germania și la sfârșitul primului război mondial constată cu durere că din toată averea nu i-a mai rămas decât titlul de baron. Atunci se hotărăște să valorifice trofeele din valiza neagră. Le vinde pe toate afară de Căprioara Neagră, de care încă nu se îndură să se despartă. Încet, încet își reface averea și iată-l în 1942 consilier tehnic la ambasada germană din România. Baronul primește misiunea de a conduce lucrările unei șosele strategice ce urma să unească Brașovul cu Buzăul fără a trece prin Ploiești. Cu acest prilej, revede locurile pe care a trecut în primul război mondial, locuri atât de puțin plăcute pentru el. Tatălui Adrian, Neapetrică și Begu, cel pe care îl găsise rănit de moarte pe poteca din apropierea cabanei Muntelui Roșu, făceau parte dintr-un grup de patrioți care primiseră misiunea să întârzie prin orice mijloace lucrările șoselei plănuite de nemți.
Lucrau cu toții la șantier, fiecare în meseria lui. Tatălui Adrian ca lemnar, Nea Petrică electrician, iar Begu, inginer topometrist. De fapt, Begu, care era conducătorul grupului, a informat și pe ceilalți de misiunea ce îi se încredințase de către Comandamentul Forțelor Patriotice. Din informațiile primite se știa că baronul ascunsese în tabloul Căprioara Aurie documente de mare importanță. Comandamentul Forțelor Patriotice a însărcinat grupul celor trei să pună mâna pe tabloul prețios din două puncte de vedere. Ca o operă artistică însușită de baron, dar mai ales pentru conținutul lui, documentele ascunse în pânza tabloului. În urmă cu trei zile, Begul înștiință să-l trimită pe Adrian la cabana Mundelui Roșu, sâmbătă după prânz, când era sigur că va reuși să intre în posesia documentelor și eventual a tabloului. Cum? Nimeni dintre ei nu-și dădea seama, dar din moment ce conducătorul grupului le afirmase acest lucru, era sigur că acțiunea sa îndrăzneață se baza pe certitudini. Pe urmă, lucrurile s-au petrecut așa cum le cunoscuse îndeaproape Adrian. De acum încolo știi și tu cât te cunosc și eu, încheiase Nea Petrică. Se ridicase grăbite la masă. În ușă s-a mai întors odată, a învăluit cu privirea camera, apoi ochii mari și triști s-au oprit în ochii lui Adrian. Un zâmbet obosit îi înflorise în colțul gurii. Poate nu ne vom mai vedea curând. Cine știe? Am impresia că tot timpul sunt urmărit. Rămâi cu bine, Adriane. A plecat brusc grăbit, cu o bărbia clănținând într-una și de atunci Adrian nu l-a mai văzut niciodată. Iar peste Căprioara Aurie s-a așternut încet vălul uitării. Totul prevestea o dimineață minunată. Colonelul Adrian Manea nu mai așteptă mașina ca de obicei și nici nu-și mai impunea restricția obișnuită. A prins o țigară și o fumă până la capăt. Aerul rece al dimineții și limpezimea cerului albastru de mai îl învioră învingând oboseala pricinuită de faptul că nu dormise în timpul nopții. Ultimele stele sclipeau palid la orizont. Ajunse mai puțin de jumătate de oră la serviciu, aruncă o privire fugară ceasornicului din perete, constată că mai erau 7 minute până la ora fixată. Aseară îi telefonase capitanului Dan Tomescu. Acesta l-aștepta în birou. Colonelul Manea nu avea stâmpă. Încercă să mai fumeze o țigară, dar, întâlnind privirea mustrătoare a capitanului, o aprinse și o așeză cu minte pe marginea scrumierei de bronz. Când ultimele rotocoale de fum se risipiră în cameră, soneria telefonului întrerupse tăcerea și gândurile celor doi ofițeri. Aici inginerul Dobrotan, auzi el în aparat imediat ce telefonistul îi comunicase că e căutat din oraș. Colonelul Manea la telefon, preciza Adrian și îi făcu semn lui Dan să ridice al doilea receptor și să înregistreze convorbirea. Peste 35 de minute pleacă avionul spre Paris. Trimiteți un om de încredere la aeroport, rosti inginerul cu vocea sa gravă și șovăitoare. De ce? Voi veni eu, răspunse colonelul. Nu, vă rog, stăruitor, trimiteți pe altcineva. Colonelul Manea a avut o scurtă ezitare. În acel moment întâlni privirea colaboratorului său. De acord, rosti el. Vă mulțumesc, continuă inginerul. Voi fi îmbrăcat într-un costum gri. Port pe cap o pălărie de aceeași culoare cu boruri mari. Pentru a nu crea confuzie, cel puțin cel pe care îl trimiteți să rostească cuvintele. Eu sunt omul pe care îl așteptați. Colonelul Adrian Manea raportase superiorilor săi în amănunt și aceștia aprobaseră deschiderea dosarului Căprioarei Aurii. Capitanul Dan Tomescu urma să fie principalul său colaborator.
Câteva din filele albe ale dosarului se și acoperiseră cu scrisul mărunt, dar citeț al colonelului. Ceea ce interesa organele de securitate, în primul rând, era descoperirea ucigașului, sau ucigașilor, dacă erau mai mulți, a tânărului intelectual comunist Begu, asasinat în urmă cu aproximativ 25 de ani. Întâmplarea a făcut ca Adrian Manea, copil fiind, să joace un rol însemnat în drama petrecută atunci. Cuvintele lui Begu, înainte de a muri, rămăseseră adânc întipărite în memoria lui. Era convins că exista o strânsă legătură între uciderea lui Begu, căprioara Urie, și acest dobrotan care reapăruse după atâția ani și readuse în actualitate o întâmplare peste care, din lipsa unor cât de mici elemente, se așternuse încet cu încetul uitarea. Dar mai era și un alt aspect al lucrurilor. Eventuala descoperire a tabloului, ceea ce ar fi însemnat întregirea colecției pictorului Nestorescu și cu o piesă de mare valoare. Cel determinase pe acest dobrotan să stea în umbră timp îndelungat, când el era poate unul dintre eroii dramei ce se petrecuse cu atâția ani în urmă. Să fi fost chiar el asasinului Begu, atunci ce interes avea să sesizeze organele de securitate, când ar fi putut foarte bine să nu dezgroape amintirile și să tacă, așa cum o făcuse și până acum? De ce îl alesese tocmai pe colonelul Manea să împărtășească ceea ce cunoștea despre căprioara Urie? De unde știa actualul colonel Manea, era tot unul cu Adrian, elevul de liceu de atunci, singurul care cunoștea câte ceva din drama petrecută acum 25 de ani. Erau nenumărate întrebări ce îi frământau acum pe cei doi, colonelul Manea, cât și pe principalul său colaborator, capitanul Dan Tomescu. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, afirmase colonelul, când Dan îi prezentase fotografia lui Dobrotan făcută pe aeroport, atunci când tot încerca să-și aranjeze cravata. Deși minusculul aparat fotografic din acul de cravată prinsese o imagine destul de clară a inginerului. Acesta nu este savantul Horia Domileanu? Exclamase furios redactorul șef Lăzăroiu, aruncând pe masa de lucru fotografia prezentată de fotoreporterul Dorian. Ați ratat bunătate de articol, continuă el, sfredelindu-i cu privirea. Nu mă așteptam la așa ceva din partea voastră. Radu privea consternat din fotoliu unde se instalase ceașca de cafea amare care nu-i venea să o mai bea. Și deodată i-a apărut în fața ochilor imaginea fostului coleg de liceu, Dan Tomescu. Da, din cauza lui n-a reușit să ia legătura cu savantul, gândi el. Dar umbra de supărare o alungară cele mai dragi amintiri din vremea adolescenței, când amândoi gustaseră din bucuria și amărăciunea primei iubiri. Surâse amintirilor și reuși astfel să le enerveze pe Lăzăroiu. Eu îți vorbesc serios și tu găsești că tot ce spun eu este teribil de amuzant, nu? Și ieși trântind ușa, ceea ce de fapt nu prea intra în obiceiul său. Continuându-și firul gândurilor, Radu căuta să-și amintească numele străzii unde locuia Dan Tomescu. Era dornic să-l reîntâlnească și împreună să depene caierul copilăriei pierdute. Își îmbrăcă la iuțeală pardisiu și ieși din redacție, fredonând în cântec la modă de pe vremea când era licean. Dorian privea perplex în cameră, incapabil să înțeleagă atât criza de nervi a lui Lăzăroiu, cât și inexplicabila voie bună a prietenului său. Își amintri drumul spre casa lui Dan cu destulă greutate. Cartierul unde locuia acesta se schimbase mult în ultimii ani. Casele bătrânești îngreunate sub povara anilor cedaseră locul lor blocurilor zvelte și arătoase. Linia de travai dispăruse, dar caldarâmul se transformase în pasajul pe care acum șerpuiau mașini și autobuze. Și totuși, printre siluetele blocurilor, îi apăru la un moment dat
strada amintirilor, umbrită de o parte și de alta, de tei falnici, ale cărei flori răspândeau până departe, un miros dulceag amețitor, parfumul copilăriei regăsite. În colțul străzii, redescoperi casa Ioanei și privirea ei se opri cu firească emoție asupra amintirilor dragi pe care le cunoștea atât de bine și oare parcă îl așteptaseră să se reîntoarcă la ele. Banca, bolta cu trandafiri roșii ca sângele, nucul bătrân sub care așezau masa de ping-pong. Rămase pironit locului privind peste gardul scund și așteptând să iasă din casă o fetiță cu șuvițe de păr ca spicele de grâu, cu codițe scurte prinse în pambrici mici și albe, purtând același basc blumarin de odinioară. Dar casa rămânea tăcută, însigurată, și nimeni nu venea să-i tulbure clipele de reverie. Într-un târziu, când se hotărâse cu greu să se despartă de farmecul nostalgic al aducerilor aminte, un Renault albastru se opri în dreptul lui chiar lângă bordura trotuarului. Radu nu acordă nicio atenție acestui fapt. Gândurile erau departe într-o lume neașteptată, pe care o regăsea treptat, oarecum prăfuită de scurgerea timpului, dar odihnitoare, caldă și primitoare. Se opri acum din nou în fața altei case, ascunsă sub perdeaua frunzelor de iederă. Deschise poarta și se miră zâmbind că ursul nu-i mai sărea înainte cu labele cât copitele unui vițel, cu capul alungit și lățos, scuturându-și coada în forma unui semn de întrebare. Urcase treptele din fața ușii cu nerăbdare și emoționat apăsă pe butonul soneriei. În timp ce aștepta să-i se deschidă ușa, Renault-ul albastru trecu aproape fără zgomot prin fața locuinței capitanului de securitate Dan Tomescu. Un bărbat scund și gras își turti nasul de unul dintre ferestrele mașinii și căută să distingă cât mai lămurit numărul de pe tăblița de la poartă. În timp ce mașina se oprea la câțiva metri mai încolo, ușa de la intrare se deschise și în prag se ivi o femeie cu părul nins de umătul anilor, dar păstrând aproape neschimbate trăsăturile acelea pe care le cunoscuse atât de bine cu mulți ani în urmă. Adina Tomescu îl recunoscu imediat și îl pofti în casă, bucurându-se cu emoție că revede pe unul din cei mai buni prieteni în copilărie ai fiului său. În fața ceștilor pline cu cafea avurindă se depănară aproape toate amintirile celor doi băieți din timpul anilor de liceu. Soneria telefonului întrerupse supărător atmosfera de intimitate. Era Dan care se interesa de sănătatea mamei sale. Aceasta bucuroasă l-anunță de vizita neașteptată a lui Radu, ceea ce pe Dan îl surprinse și îl deconectă pentru moment, gândindu-se că era pentru a doua oară în aceea zi când se întâlneau. Să fie oare o simplă întrebare? Se scuză față de Radu, invocând că obligațiile de serviciu îl împiedicau să-l revadă, dar promițându-i că îi va rezerva una din zilele viitoare, în întregime. Către ora prânzului, în timp ce Radu Balmuș se îndrepta tot pe jos spre casă, urmărit cu aceeași perseverență de ciudatul Renault albastru, Dan Tomescu își spunea în modul cel mai serios cu putință întrebarea. Oare nu cumva fostul meu coleg de liceu are vreo legătură cu dosarul căprioarei aurii? Se hotărâ să fie foarte circumspect și să se intereseze în amănunt de viața și activitatea acestuia din momentul în care drumurile lor se despărțiseră. Radu ajunse acasă într-o dispoziție sufletească excelentă. Deschise radioul și ascultă cu plăcere programul. Se transmitea o melodie de dans. Tocmai căuta în frigider ceva de mâncare când auzi suneria de la intrare. Deschise ușa. Un bărbat scund și gras
Îl salută cu gravitate și, fără să aștepte să fie invitat, pătrunse în încăpere. Se opri în dreptul ferestrei și, înclinându-se scurt, se recomandă: Major de miliție, Păcuraru. Radu Balmuș îi adresă o privire mirată și totodată întrebătoare. Știu, vizita mea vă surprinde. În interesul unor cercetări vă solicit să-mi răspundeți cu toată sinceritatea. Ce știți despre inginerul Dobrotan? Grăsunul răstise cuvintele sacadat, apăsând pe fiecare silabă și acum, în așteptarea răspunsului, cerceta fața ziaristului cu multă atenție și încordare. Radu îl privi aiurit cu o figură care părea să-l indispună pe major. N-am auzit. Nu-l cunosc. Sunteți sigur? Da. Își mai revenise din uluială ceea ce majorul sesiză cu ușurință. Trecu din nou la atac. Unde ați fost între orele 10 și 12? În casa unui prieten în copilărie. Probabil în legătură cu căprioara Aurie? Radu nu înțelegea rostul întrebării, continuă să se suspecteze unul pe celălalt și întrebarea rămase fără răspuns timp de câteva minute. Majorul frământa nervos în buzunar tocul unui revolver. Ori se preface, ori cu adevărat nu știe nimic, gândi el. Poate că dacă îl ameninț, îmi va mărturisi tot ce știe, dacă știe. Deodată ușa de la intrare rămasă întredeschisă, auziră amândoi pași coborând pe scară. Lia, ea trebuie să fie, își spuse Radu. Majorul devenise pe neașteptate foarte agitat. Pașii se opriră în dreptul intrării. Radu? Cine e? Șuieră printre dinți majorul. O vecină. Radu ieși în întâmpinarea Liei. Am impresia că te-am deranjat. Nici de cum. Ești singur? Ajunseseră în cameră. Radu tocmai vroia să-i răspundă când constată că în cameră nu se mai afla nimeni. A intrat probabil în bucătărie în timp ce discutam eu cu Lia la ușa de la intrare. Te-am întrebat ceva și nu mi-ai răspuns. Radu era vădit încurcat, ceea ce o îndreptăți pe Lia să râdă ștrengărește pentru a-i risipi echivocul. Radu deschise ușa bucătăriei, hotărât să îl prezinte Liei pe major. Dar nici aici nu se afla nimeni. Ușa de la intrare era din nou întredeschisă, deși Radu își amintea foarte bine că o închisese în momentul când Lia a intrat în apartament. Foarte ciudat acest major de miliție, îl spuse el în timp ce se reîntorcea în cameră. Lia privea cu atenție pe fereastră. Aș putea să jur că n-am visat, murmură Radu. Ce anume? Adineori am stat de vorbă cu cineva. Un bărbat? Da. Scund și gras? Exact, de unde știi? Bănuiesc. Zâmbi amuzată Lia, continuând să privească pe fereastra care da spre stradă. Frumoasă mașină are individul, adăugă ea, arătându-i un Renault albastru care tocmai dispărea după colțul străzii. Inginerul Dobrotan străbătea îngândurat marile bulevarde ale Parisului. Se despărțise în urmă cu câteva ore de savantul Horia Domileanu și de doctorul Vasile Vasilescu, pretextând o ușoară migrenă. De fapt, își dorise să fie singur cu gândurile lui. La amiază, în timpul banchetului dat în cinstea grupului de specialiști români prezenți la Paris pentru prefectarea unor acorduri tehnice cu un grup similar de specialiști francezi, unul dintre chelneri îi strecurase discret sub farfurie un cartonaș de mărimea unei cărți de vizită pe care scria doar atât: Sunt la Paris, trebuie să ne revedem. Primirea acestei enigmatice misive trecuse neobservată de ceilalți, cu toate că inginerul Dobrotan trăsărise la vederea rândurilor așternute de un scris caligrafic atât de bine cunoscut lui. Hotărâse deci, după ce se terminase banchetul,
să mediteze în deplină liniște asupra atitudinii ce avea să o ia față de acest eveniment care îl tulburase nespus de mult. Nu și închipuise că el se găsea la Paris. Îl știa departe, la Montevideo, în orice caz undeva în America de Sud, primise foarte rar câte o felicitare. Neiscălită, trimisă întotdeauna pe adresa pictorului Caraiman, conținând banale salutări concepute fiecare dintre ele în același stil lapidar și impersonal, ca te salut și multă sănătate sau salutări dragi din orașul X și așa mai departe. Ștampilele purtau însemnările diverselor orașe prin care trecea el. Santiago, Lima, Quito, majoritate situate în America de Sud sau Centrală. Ilustratele acestea nu aveau altă semnificație pentru inginerul Dobrotan decât că el trăiește. Timp de peste 20 de ani a avut această satisfacție de a-l ști în viață și totodată cât mai departe. Nu și-ar fi dorit să-l mai revadă niciodată. Nu numai fiindcă se temea, dar și pentru că inginerul Dobrotan îi plăcea să creadă ceea ce știa toată lumea, că el nu mai există, că se prăvălise în prăpăstile și grohotișurile masivului zăganului, se spulberase neant odată pentru totdeauna. Se reîntoarse la hotel către seară, copleșit de gânduri, se închise în camera lui înfricoșat și având senzația că are capul prins în cercuri de fier. Ceru băiatului de serviciu un antinevralgic și un ceai. Acesta îi aduse un nou cartonaș, identic cu cel primit la amiază, dar cu un alt conținut. Te aștept mâine seară la ora 8 în fața hotelului. Înghiți cu noduri antinevralgicul, sorbi de câteva ori din ceai, apoi se lungi pe canapea așa îmbrăcat cum era, căutând să adoarmă. Nu reuși. Noaptea își lăsă între timp zăbralnicul și întunericul cuprinse încăperea. Își așeză mâinile sub cap și privi pe fereastră jocul luminilor de la reclamele și firmele Parisului nocturn. Încet, încet, durerea de cap îl părăsi, lăsând locul unei moleșeli ciudate. Era la hotarul dintre vis și viață, dintre prezent și trecut, și lumina amintirilor începu să-și deruleze filmul în pendelete, proiectat pe tavanul unei camere din hotel. Era într-o dimineață mohorâtă de octombrie anului 1943. Studentul la Politehnică, Romulus Dobrotan, stătea ghemuit într-un colț al unui vagonet de scânduri. Prin acoperișul de tablă, ciuruit ca o sită și cârpitici colo cu placaj, răzbătea din când în când stropii de ploaie. Trenulețul forestier urca din greu spre cheia. În vagonet, singurii tovarăși de călătorie a lui Dobrotan era un pădurar și un tăietor de lemne. Se hotărâse seara târziu să se reîntoarcă acasă. Deschiderea cursurilor la facultate se amânase din nou și toată ambianța nu era deloc un loc încurajator. De pe front veneau zilnic știri tot mai proaste. Iarna se anunța grea. Lipsurile erau din ce în ce mai evidente și mai numeroase. În București, atmosfera era apăsătoare și deprimantă. Cel puțin aici, la cheia, va fi în mijlocul familiei, va colinda, dacă vremea îi va permite, împrejurimile. Va inspira aerul ozonat al munților, acoperit de puzderie de brazi. Trenulețul se opri brusc. Privi pe singura fereastră a vagonetului și constată cu bucurie că a ajuns la destinație. Pornise nepăsător și vesel, pămburnița tot mai deasă, tot mai pătrunzătoare. Poteca șerpuia printre copacii bătrâni până la tălpașul pe care se profila acum semeață și sumbră, vila care purta numele stăpânei ei.
Mara Dobrotan era ceea ce se poate numi, fără doar și poate, o femeie excepțional de frumoasă, în contrast flagrant cu soțul ei Traian, un tip vulgar cu o înfățișare fizică, confirmând și celor mai neîncrezători că omul se trage totuși din urangutan și gorile. La poartă ieși înainte, bucurându-se bezmetic lupul. Se vârâ pe burtă, cheuna și aproape sfrângea coada într-un vârtej amețitor. Urcă scara de piatră însorțit de lupul până în dreptul ușii. Câinile rămase cu mintea așezat pe labele dinapoi, neîndrăznind să pătrundă acolo, unde nu avea dreptul decât stăpânii lui. Dinăuntru răzbăteau acordurile unui vals. Se bucură la gândul că o găsea pe maică-sa, îndeletnicindu-se cu ocupația ei favorită. Deschise ușa și năvăli în încăpere cu gândul că apariția sa va însemna o surpriză plăcută, dar cel care rămase surprins în mijlocul camerei era tocmai el. Salonul, deși în plină zi, se afla scufundat în penumbră din pricina stolurilor trase care împiedicau lumina să pătrundă prin ferestre. Așezat comod, în fotoliul preferat al tatălui său, un necunoscut sorbea tacticos dintr-o ceașcă. La apariția neașteptată, individul sări din fotoliu, își răsturnase cafeaua pe pantaloni, ceașca se răstogolise cât colo și în mod ciudat, cu o desteritate nemaipomenită, deși nu folosea decât o singură mână, reușise să scoată din buzunarul de la spate un revolver pe care îl îndreptase imediat asupra lui. De pe scaunul de la pian se ridicase tot atât de repede Mara Dobrotan. Liniștiți-vă, Herr Baron, e fiul meu. Ciungul schițase un rânjet, care vroia să înseme probabil un surâs. Își vârâse revolverul în buzunar și întinse singura lui mână. Fixându-l mai atent cu privirea, își dădu seama că lui Herr Baron îi sticlea ochiul într-un mod ciudat. Presupuse că era din sticlă și nu se înșelase câtuși de puțin. Altfel îl cunoscu studentul la Politehnică Romulus Dobrotan pe baronul George Van Samiș. Încântat de cunoștință, se schimonosi baronul. O, dragul meu copil, ce-i cu tine? De ce nu ne-ai anunțat la telefon? Tot vorbind, mama își așeza șuvițele de păr rebele de pe frunte. Tânărul Dobrotan îi sărută în tăcere mâna. S-a amânat deschiderea cursurilor, mamă. Pentru mult timp? Nu știu precis, am crezut că e mai bine să stau acasă. Ce noutăți ai de prin București? Întrebarea rămase fără răspuns, nu pentru că nu aș fi avut ce povesti, noutăți erau destule, dar ceva îl reținea să discute prea multe și acest ceva era prezența străinului acela în casa lor. Pretextând că vrea să-și desfacă geamantanul în cameră, urcă în fugă scara interioară care ducea la etaj. La ora prânzului se întoarce acasă și Traian Dobrotan. Tatăl și fiul se îmbrățișară fără nicio efuziune. Bătrânul înfulecă mâncarea, sorbind și clăpănind maxilarele, întrebând printre înghițituri care mai este atmosfera în capitală. Tânărul Dobrotan îi explică situația de la loc, de pe front, situații ce crease o panică justificată la București. Sunt cu gândul numai la ce o să se întâmple la fabrică. Oare ce se va alege de ea? Bătrânul Dobrotan ispăvise mâncarea și acum tolonit în fotoliu favorit în care Romulus îl găsise dimineața așezat pe baron, fuma țigare după țigare. Ce ar face frontul cu fabrica unde lucrezi? Îl întrebă Romulus. Habar n-ai, ești un cretin, răgni taicăsu. Apropierea frontului îi face pe muncitori să saboteze lucru. Patronul mă va concedia pentru incapacitate. Unde să te angajezi în vremurile astea tulburi? O să ne facem bagajele, ai să vezi. Știu că ai pus ceva bani deoparte, îți vor folosi dacă te concediază de la fabrică. Bani? Ce valoare au banii azi când ne amenință inflația?
Degeaba m-am chinuit să-i strâng, sunt bani de aruncat. Nu vorbi așa, tata, ai putea să cumperi niște obiecte de preț. Ce fel de obiecte? Știu și eu, de exemplu, ciuvaieruri. Nu era ideea, Romulus, intervenind discuția maică sa. Bătrânul Dobrotan a prins o nouă țigare și urmărind fumul șovăitor până ce se împrăștie spre plafonul camerei. Da, într-adevăr, ideea nu era, e bună și încăpățâna lui. Ei, smugni el într-un hoho de râs vulgar care îi provocă un puternic acces de tuse tabacică. Să știți chiar că a sosit la țanc, adăugă bătrânul, în momentul când i s-a potolit tusea. Vă pot să vă spun, dar să dea naibii să suflați o vorbuliță, că pe urmă va fi vai și amar de voi, ați înțeles? Se ridicase de pe fotoliu și acum străbătea cu pași lungi și apăsați încăperea, făcând să trosnească din încheieturi dușumenile sub apăsarea corpului său scurt și gras. După o bucată de vreme se opri în fața lor și, fixându-se bine pe picioarele butucănoase, îi amenință cu degetul. Ne-am înțeles? Să nu crâșniți vreo vorbă că vă fac foc! Mara și Romulus îl urmăreau curioși și indignați în același timp. L-ai cunoscut și tu pe Baron, nu-i așa? Azi dimineață. Ce părere ai despre el? Destul de proastă, murmură Romulus, fiindu-i teamă că părerea lui ar putea să-l enerveze pe bătrân. Foarte bine. Consimți în mod surprinzător acesta. Și eu sunt de aceeași părere. Ei bine, baronul are de vânzare un tablou de mare valoare, pictat de Grigore Nestorescu. Ce ați spune voi dacă l-am cumpărat? Și fiindcă ceilalți nu se grăbiră să-i răspundă, adăugă. E un tablou de o frumusețe rară. Un exemplar unic. E sigur că e original? Îndrăzni să întrebe Mara. Absolut. Baronul mi-a arătat certificatul de autenticitate, semnat și parafat de cei mai mari specialiști germani. Și apoi nu uitați că mai există prin împrejurim și pictorul Caraiman. Bețivul acela ridică din numeri disprețuitoare Mara. Bețiv sau nu, eu vă spun că e un talent, că va ajunge o somitate în materie și că el îmi va confirma autenticitatea tabloului. Dobrotan Juvila își freca mulțumit palmele și gesticula tot timpul. Iar dacă e o copie, voi investi bani în altceva, se înțelege. Continuă el după ce se potoli din entuziasmul care îl cuprinsese. A doua zi dis de dimineață, prima persoană cu care se întâlni Romulus Dobrotan a fost Begu. Între cei doi exista o prietenie sinceră, o afinitate izvorâtă nu numai din faptul că Romulus încă mai studia, iar Begu absolvise o facultate ce le era comună, dar și pentru că studentul admira nespus de mult frumusețea morală a inginerului. De altfel, Begu era îndrăgit de toți oamenii care lucrau sub conducerea lui. Altfel, deși muncitorii știau că inginerul conducea sectorul cel mai greu și mai periculos, cei mai mulți dintre ei se străduiau să facă parte tocmai din acel sector. În ceea ce îl privește pe Van Samiș, acesta l-aprecia pe Begu ca excelent pregătit din punct de vedere profesional. Inginerul român era singurul dintre tehnicienii militari sau civili, germani sau români, căruia baronul îi acorda o încredere nemaipomenită. Inginerul se îndrepta spre șantier. Mergea lene cu privirea ațintită spre vârful brazilor, urmărind zbenguiala nebună a unei veverițe, așa că aproape se trezi în brațe cu prietenul său, care alerga spre el pe poteca îngustă. Romulus, tu aici? Îl îmbrățișă cu dragoste paternă, deși diferența de vârstă dintre ei nu era mai mare de 6-7 ani. Și tocmai ca și când Mara Dobrotan îi așeză cu grijă la locul lor șuvițele de păr rebele. Când ai sosit? Ieri dimineață. Și eu aflu de-abia acum?
Tonul cu care rostise aceste cuvinte era o umbră de reproș, dar care nu-i scăpă lui Romulus. Cum merg lucrările? Ca de obicei, adică încet și greu. Ne târâm ca niște melci. Motivat? E o lucrare de proporții. Lucrați la altitudine, uneori pe porțiuni greu accesibile. Așa o fi. Dar am primit un termen pe care, dacă nu-l vom respecta... Își lăsă fraza neterminată, însă nu era greu de înțeles ceea ce vroia Begu să spună. În privința finalizării șoselei strategice, baronul Van Schmidt nu ar fi îngăduit sub niciun motiv depășirea termenului fixat de superiorii săi. Nu pot să-l sufăr pe baron, izbucni deodată tânărul dobrotan. Când a sosit aici? De puțină vreme, să tot fie vreo lună. E șeful șantierului? Da, cam așa ceva. Poate chiar mai mult decât atât, surâse enigmatic Begu. De fapt, a fost adus în mod special pentru a accelera mersul lucrărilor. Și cu toate astea, da, cu toate astea, îngâină inginerul. Se apropiau de gardul de sârmă ghimpată care înconjura pe toată întinderea lui șantierul. În îndepărtare se profilau siluetele șantierelor. Ascultă, vreau să-ți încredințez un secret, spuse repede Romulus. Dacă e un secret, nu văd rostul pentru care... Dumitale, pot să-ți spun, ești ca un frate, ca un frate mai mare, completă el, roșindu-se până în vârful urechilor. Baronul are un tablou de Nestorescu. Întreaga înfățișare a inginerului Begu se schimbă deodată, fapt pe care tânărul dobrotan îl remarcă numai decât. Surâsul dispăru de pe buze. Era încordat ca un arc, gata să slobozească săgeata din el. Ce-ai spus? Că baronul are un tablou. De unde știi? De la tata, vrea să-l cumpere. E sigur? Da, numai că tata ne-a amenințat pe mine și pe mama să nu divulgăm acest plan nimănui. Inginerul se opri brusc, cercetă cu luarea minte împrejurimile. S-ar fi spus că era teamă ca nu cumva vorbele lor să fie auzite de cineva. Avea acum o înfățișare gravă, posomorâtă. Aș vrea să stăm de vorbă mai pe îndelete. Romulus răsuflă ușurat. Va să zică, prietenul lui nu se supărase. De altfel nu înțelegea pricina măcnirii acestuia în momentul în care încredințase secretul lui. Oare inginerul era și el amator să achiziționeze tabloul? Nu trece astă seară pe la noi? Bine, voi veni. Am să încerc. Îi strânse mâinile voinicește și se despărțiră. Begu plecă spre șantier îngândurat, iar Romulus Dobrotan, încă nedumerit asupra pricinii mâhnirii neașteptate a prietenului său, se întoarse acasă. Soneria telefonului sună prelung și insistent. Inginerul Romulus Dobrotan trăsări din visare și întrerupse șirul gândurilor. Căută să-și dea seama în primul rând unde se găsea. În cele din urmă se hotărâ să răspundă la telefon. Alo? Romulus? Întrebarea îi săgetă drept în inimă, mai bine spus, nu întrebarea, ci vocea de la celălalt capăt al firului. Era el. Ai să vii la întâlnire mâine seară, nu-i așa? Să nu uiți, te aștept în fața hotelului, la ora 8. Celălalt închise telefonul fără să mai aștepte vreun răspuns. Multă vreme, inginerul Dobrotan rămase cu receptorul în mână, privind năuc aparatul telefonic ca și cum s-ar fi așteptat ca acesta să explodeze dintr-o clipă într-alta. Într-un târziu se hotărâ să reașeze receptorul în furcă. Un junghi străbătu fruntea. Reîncepe migrena, spuse el. Se așeză iar în pat. Căută stăruitor să renoade firul amintirilor de acolo de unde îl întrerupse soneria telefonului. Ce se întâmplase atunci în seara când îl invitase pe Begu să vină la ei acasă? Ah, da, era un salon. Maică-sa cânta la pian tot un vals, în timp ce tatăl său juca șah cu baronul.
El stătea cu fruntea lipită de fereastră, scrutând întunericul în așteptarea prietenului drag. Tresări. O umbră se strecurase pe poartă și lupul ieșise în întâmpinare, gudurându-se. Necunoscutul păși cu băgarea de seamă în umbra brazilor ce se aliniau de o parte și de alta a aleii, evitând să calce pe pietriș pentru a nu a face zgomot. Când ajunse în dreptul scării, lumina din interiorul vilei îi desluși pentru o clipă trăsăturile și Romulus îl recunoscu pe pictorul Caraiman. Nu-i plăcea deloc acest individ, bețiv, plin de ifose, dar totodată slugarnic în fața persoanelor care îl interesau în mod deosebit. Dintre acestea făcea parte și taicăsu, deoarece Caraiman nu avea câștiguri stabile și bătrânul Dobrotan avea o inexplicabilă slăbiciune pentru el, dăruindu-i deseori sume de bani cu care pictorul își astâmpăra nepotolita-i sete. Romul se îndepărtă de fereastră și scrută nerăbdător ușa. Dar Caraiman întârzia să apară. Probabil că trage cu urechea, își zise el. Se apropie cu pași sprinteni de ușă și o deschise brusc. Rămase surprins, incapabil să rostească un cuvânt. În cameră se afla doar el. Cât despre Caraiman, nici urmă. Îl revedea după 2 ani și cu toate astea nu simți niciun fel de emoție, firească în astfel de împrejurări. Era îmbrăcat în uniforma de subofițer german. Îl salută în primul rând pe baron. Pe Romulus îl bătu amical cu palma pe umăr. Nici nu apucă să se înfiripe o discuție între cei doi când cineva ciocăni puternic în ușă. Romulus alergă într-un suflet. Era în sfârșit Begu. Marea Dobrotan se îndreptă spre bucătărie. Înainte de a părăsi încăperea, aruncă o privire spre el. Și Romulus ar fi putut să jure că în ochii maicăsii străluceau multe boabe de mărgăritar, izvorâte din sentimentele celor care își revăd ființele vii și apropiate întorcându-se acasă. Begul sălută politicos, dar rece. Nici acest amănunt nu-i scăpă tânului Dobrotan. Seara trecea monotonă într-o atmosferă de plictiseală și suspiciune reciprocă. El adusese o sticlă de evas din care băuse singur mai mult de jumătate. Ceilalți gustaseră cât un păhărel în afara baronului care nu suferea băuturile alcoolice. Aproape de ora 10, bătrânul Dobrotan se retrase în biroul său cu baronul și Romulus înțelesese că urmau să discute problema cumpărării tabloului. Begu pretextă că îi se făcuse somn și îl rugă să-l însoțească o bucată de drum. Bineînțeles, acceptase propunerea cu entuziasm. Pășeau tăcuți pe potecă unul lângă celălalt. Ascultă, dragul meu, fii atent la ceea ce am să spun. Rupse cel din tâi tăcerea inginerul. Poate că nu e bine ce o să fac, dar nu am de ales. Continuă el după o scurtă pauză în care Romulus ghicise instinctiv că prietenul său nu se hotărâse încă dacă se încredințeze sau nu o anumită taină. Baronul Van Samish nu e numai conducătorul tehnic al șantierului unde lucrez. El dirigează și o puternică rețea de spionaj. Bănuiam. Eu sunt sigur, foarte sigur. Nu mă întreba de unde știu anumite lucruri. O să fii convins că ceea ce spun este deosebit de important. E o taină pe care nu o cunosc decât puțini oameni curajoși, gata să-și sacrifice în orice moment viața și pentru a împiedica cu orice preț săvârșirea unui act criminal. Inginerul se oprise și Romulus a avut impresia că Begu semăna acum cu o ciută hăituită care adulmecă aerul simțind apropierea vânătorului. După ce se mai liniști, îl trase aproape de el, îl îndemnă să se așeze pe un trunchi de brad dobărât de un trăsnet. Acum îi vorbea în șoaptă și repede. S-ar putea să nu mai am mult de trăit. Oh, nu se poate, gemu dureros tânărul. În orice moment viața mea e în primejdie.
nu își cer decât un singur lucru care să poată să-ți fie ție mai la îndemână decât mie. Sunt gata să fac orice pentru tine, știi bine. Nu te pripi. E vorba de luptă, poate chiar împotriva familiei tale. Vezi? Nu e atât de ușor. Nu înțeleg prea bine despre ce e vorba, dar îți repet că... Vorbește mai încet. Pe aici și pădurile au urechi. E o acțiune periculoasă pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit cu ajutorul tău. Fasciștii sunt ca și înfrânți. De bună seamă! În retragerea lor disperată au pus la cale crearea unor șosele strategice, așa cum e aceea la care lucrez și eu în prezent, dar și distrugerea unor obiective importante din sectorul în care ne aflăm. Trebuie să descoperim imediat care sunt obiectivele care vor să le nimicească. Și cum pot eu să te ajut? Ai pomenit azi dimineața de un tablou pe care baronul vrea să-l vândă tatălui tău. Da, așa se pare. E o piesă rară. E vorba de un tablou intitulat Căprioara Aurie. Într-adevăr, e o piesă prețioasă din două puncte de vedere. Unu, al tabloului în sine, iar al doilea are o însemnătate infinit mai mare. Tabloul conține, ascunse în pânzele sale, proiecte criminale. Trebuie să punem mâna pe el neapărat. Cum? Crezi că s-ar putea ca tocmai tabloul pe care îl cumpără tata să fie cel pe care îl cauți? N-ar fi exclus. Vrei să spui că în acest caz înseamnă că îl bănuie și pe tatăl meu? Nu reușea să-și mai adune gândurile. Simțea că sângele îi sfâcnește în tâmple. Inginerul îl privi cu duioșie, cu aceeași dragoste sinceră pe care i-o purtase în sufletul său dintotdeauna. Dragul meu, nu pot să fac decât supoziții. S-ar putea că tatăl tău să acționeze fără să-și dea seama că este în folosul rețelei de spionaj. Sunt forțat de împrejurări să apelez la tine, altfel n-aș fi făcut-o. Trebuie să acționez cu rapiditate și numai tu îmi poți veni în ajutor. Romulus să hotărâ să-l sprijine pe bunul său prieten cu orice risc și împotriva oricui. Ce am de făcut? Deocamdată să mă înștiințez tot ce se întâmplă în legătură cu tabloul. Se întoarse acasă copleșit de gânduri neliniștitoare, așa că nu băgă de seamă că în tot timpul acesta cineva îl urmărise îndeaproape ca o umbră tăcută și amenințătoare. În casă era liniște. În salon îl găsi numai pe taicăsu fumând îngândurat o țigare. Tată, îndrăzni el într-un târziu să rupă tăcerea. Bătrânul Dobrotan îl privi ca și cum nu și-ar fi dat seama că se mai află cineva în încăpere. Ce dorești? Ai aranjat? Ce anume? Cumpărarea tabloului. Ce te privește? Se răsti deodată taicăsu. Întrebarea rămase fără răspuns. Stăteau amândoi încordați, examinându-se reciproc, căutând parcă să-și ghicească cele mai ascunse gânduri. În cameră se așternu o liniște prevestitoare de furtuni. De sus, de la etaj, se auziră pașii grei pe scara interioară de lemn. Romulus ridică buimac privirea. Era el, mai mult ca sigur că trăsese cu urechea. Auzise tot crâmpeiul de discuție. Ce va urma acum? El se apropiase de taicăsu, scrâșnind din dinți. Așadar ai trâncănit? Bătrânul Dobrotan protestă formal, dar bolboroserile lui întăriră convingerea celuilalt, care continua amenințător. Ai să-mi povestești numai decât. Ce să-ți povestesc? Ce anume știe Romulus despre afacerea noastră? Nu știe nimic, ți-o jur, întreabă-l. De la cine ai aflat despre tablou, se întoarse el amenințător către Romulus. Într-un fel, a fost ideea mea. Nu, zău,
rânji bagjocoritor el. I-am sugerat tatălui meu să cumpere bijuterii sau alte obiecte de valoare. Așa, numai atât? Ce altceva ai vrea? Ascultă! Ascultă-mă bine, se apropiase într-atât de Romulus încât acesta îi simțea răsuflarea învăluindu-i obrajii. Chiar dacă știi ceva mai mult, să uiți imediat. Ai înțeles? Da, îți spun în binele tău. Sunt convins. Se mira el singur de unde avusese atâta tărie să nu se trădeze. De-abia când ajunsese în camera lui, tensiunea nervoasă care îl cuprindea explodă în tocmai unui dop de șampanie și, înfundându-și nasul în pernă, plânse lacrimea mare. Într-un târziu se liniști și somnul binefăcător îl surprinse așa îmbrăcat cum era. Renunță să ia liftul și coborâ încet scările, parcă voia să mai câștige timp, deși știa bine că întâlnirea era inevitabilă. Ajunsese în holul hotelului și, fără să vrea, își aruncă privirea pe ceasul electric așezat deasupra intrării. Era ora 8. Pentru un moment se gândi să întoarcă în camera lui, dar se răzgândi imediat. El tot îl va găsi, chiar dacă s-ar ascunde și în gaură de șarpe și atunci ar fi mai rău sau cine știe, poate totuși ar fi fost mai bine. Tulburat de gânduri, ieși în stradă. Nu se zărea decât o limuzină imensă de culoare neagră garată în apropiere. Instinctiv se îndreptă într-acolo. Nu greșise. Una dintre portiere se deschise și cineva pe care nu-l destingea bine din pricina întunericului din mașină îi făcu semn să urce. Se rezemă de speteaza scaunului, neîndrăznit să scoată o vorbă. Abia când mașina porni, întoarse fața spre el. Atunci, inginerul Romulus Dobrotan se privi ca într-o oglindă. Dacă șoferul mașinii ar fi întors măcar pentru o clipă privirea spre cei doi pasageri, cu siguranță că ar fi scăpat volanul din mâini de uimire, pentru că, deși putea să jure că nu pusese în seara aceea strop de băutură alcoolică în gură, ar fi avut în față imaginea dublă a persoanei care l-angajase pentru o plimbare în împrejurimile Parisului. Mașina se strecura tăcută în noapte spre o țintă necunoscută pentru Romulus Dobrotan. Privea posac pe fereastră luminile bulevardelor sau ale străzilor pe unde treceau, încercând să renoadă firul amintirilor de acolo de unde le lăsase în seara trecută. Hoinărea fără nicio țintă pe poteca arsă de soare. Nu știa în ce fel îi putea fi de folos lui Begu. Era convins că acum nu va mai reuși să afle nimic în legătură cu tabloul. Se opri în dreptul unui pâriaș cu apă limpede și clară ca lacrima, ce și potea vijelios printre pietre. Se așeză pe buturugă și începu să arunce pietricele în apă, preocupat de joaca aceasta, care îl desprinse pentru un moment, nu băgă de seamă că cineva se apropiase la câțiva pași de el, astfel că vocea individului îl surprinse și îl făcu să tresară, ca și cum l-ar fi trezit cineva brusc dintr-un somn adânc. Romulus, tu ești băiatule? Se întoarse și constată cu neplăcere că individul care îi tulbura gândurile nu era altul decât Caraiman. Minunat loc pentru pictură și pentru meditație, nu-i așa? Pictorul se apropie de el, se așeza alături pe buturugă. Duhnea alcool de proastă calitate și părea că e destul de bine amețit. Își puse mâna păroasă pe genunchii lui. Să știi că sunt prieten. Bun prieten, deși tu fugi întotdeauna de mine. Romulus îl privi nehotărât. Un gând îi încolți în minte. Ce ar fi să-l scodească pe Caraiman despre tablou? Dar dacă pictorul nu va ști nimic? Și dacă află ceva, oare nu-l va trăda? Dacă va spune totul taicăsu? Dacă e în legătură cu el sau chiar cu baronul? Și totuși, ar fi o șansă unică, trebuia să riște.
Spre surprinderea pictorului, Romulus legă o conversație extrem de interesantă, aducând vorba cu mult meșteșug despre tablouri. Și iată că pictorul părea că se lasă prins în cursă fără să-și dea seama, deoarece la un moment dat îi spuse lui Romulus: „Să știi că taicătul e pe cale să achiziționeze un tablou de mare valoare.” „Despre ce tablou e vorba?” întrebă Romulus, căutând să-și ascundă nerăbdarea care îl clocotea. Caraiman ezită să răspundă. „Am jurat să nu spun nimic.” „Fac cinste pe onoarea mea. Sunt curios să aflu.” După o oarecare ezitare, Caraiman se hotărâ. „E vorba de o pictură inedită a lui Nestorescu.” Romulus făcu pămiratul. „Nu te cred. Am văzut-o cu ochii mei. E, s-ar putea să fie un fals.” „Ce dracu, știi doar că mă pricep.” „Cine-i vânzătorul?” „Habar n-am.” Îl privi în ochi și pictorul nu-i oli privirea. De altfel, răspunsul veni prompt. Se părea că rostise adevărul. „Când ai văzut tabloul?” „Astăzi de dimineață mi l-a arătat taicătul.” „Unde?” „Acasă, la voi.” Romulus sări brusc în picioare. „Ce este, ce-i cu tine?” bângui pictorul. „Ascultă, Caraiman, să nu-i pomenești tatălui meu nimic despre ce am vorbit.” „Îți jur, dar te implor nici tu să nu sufli nimănui vreun cuvânt. Altfel mă ia naiba. Fii fără grijă.” Îl venea să-l sărute pe nesuferitul de Caraiman. Ardea de nerăbdoare, ar fi vrut să zboare până acasă. Însă pe drum își spuse că nu trebuie să se trădeze bucuria care îmbăluia sufletul. În același timp se gândea că este necesar să-l înștiințeze pe Becul de faptul că descoperise locul unde se află tabloul, căprioara aurie și cumplitele documente pe care le ascunde în pânza lui. Acasă nu era nimeni, nici măcar maică-sa. Norocul părea să-i surâdă. Urcă treptele scării interioare două câte două. Ajunse în câteva clipe în fața ușii de la camera birou a tatălui său. Abia acum îl cuprindea emoția și îndoiala. Apăsă pe clanță. Ușa era închisă. Cum de nu i-a trecut prin cap de la început? Dacă era adevărat că tabloul se află acum în casa lor și mai ales dacă tatăl său era inițiat asupra documentelor, era de la sine înțeles că tabloul fusese ascuns cu grijă. Coboră în salon. Îl chinuiau câteva întrebări la care nu prea găsea răspunsul. Nu înțelegea de ce baronul încredința niște documente importante tatălui său. Se cunoșteau de puțină vreme. Dar la mijloc mai era și el. Poate că misiunea lui era tocmai aceea de a face ca documentele să ajungă la locul potrivit. De ce a fost preferat însă un român, chiar dacă în momentul acela îndeplinește oficiile unui subofițer german? Ar fi fost mai simplu și mult mai precaut ca baronul să încredințeze misiunea unor oameni apropiați lui. Agenți secreți ai batalionului german staționați prin împrejurimi erau probabil destul de numeroși. Și ce rost avea să fie aleasă ca ascunzătoare a documentelor importante tocmai pictura lui Nestorescu, când existau sute și sute de alte metode mult mai sigure? Da, erau zeci de întrebări care păreau fără răspuns și nu numai atâta. Întreaga acțiune a baronului îi se părea ilogică, lipsită de sens. Cu toate astea, Begul asigurase că documentele secrete erau ascunse în pânza tabloului. Dacă n-ar fi avut informații precise, tânărul inginer n-ar fi riscat o acțiune atât de primejdioasă. Trebuie să se convingă numai decât de existența documentelor. Dar cum? Dacă s-ar duce la șantier să se sfătuiască cu Begu, dar acolo nu poate intra. Și ar fi dat de bănuit? Îl auzi pe lupul lătrând furios. Se uită pe fereastră. Baronul, însoțit de el,
traversa grădina. În mai puțin de câteva secunde, o idee încolți în minte. Răsuci cu iuțeala fulgerului cheia îmbroască și o ascunse în buzunar. Apoi se repezi pe scări. Până când ceilalți vor deschide ușa de la intrare, va găsi un loc potrivit de unde să audă ce vor discuta fără să fie văzut. Pe coridorul de la etaj, chiar în apropierea ușii de la biroul bătrânului Dobrotan, se afla o draperie care acoperea diverse obiecte de uz casnic. Se ascunse acolo cu inima ticăind de emoție. Pași grei bocăneau pe scara de lemn. Cei doi discutau aprins în limba germană, pe care Romulus o înțelegea destul de bine. Deodată se făcu liniște. Oare ce se întâmplase? Simțea că inima bate năvalnic, gata să-i spargă pieptul. Totul nu durase decât câteva secunde până în clipa când cei doi reluară discuția de-a lui Romulus, îi se păru că a trecut o veșnicie. Probabil că unul dintre ei avea cheia de la biroul lui taicăsu sau o cheie universală, deoarece deschiseră ușa. Spre norocul lui, o lăsase întredeschisă, fiindcă se auzea destul de clar vocile. Acum trebuia să-și încordeze atenția pentru a înțelege ce anume discutau. Vei duce tabloul sâmbătă imediat după prânz la cabana de la Muntele Roșu, ai înțeles? Da, domnule baron. Acolo vei găsi persoana care va prelua documentele. E nevoie să-ți repet? Nu, domnule baron. Bine, foarte bine. Romulus simțea broboane de transpirație, scurgându-se picătură după picătură de-a lungul șirei spinării. Un singur gest necugetat sau un strănut, sau naibii știe ce altceva, ar fi fost de ajuns să-i trădeze prezența și atunci totul s-ar fi năruit ca un castel de cărți de joc tocmai acum, când se afla în posesia unor informații atât de prețioase pentru inginerul Begu. E splendid, nu? Întrebă baronul. Da, e foarte reușit. Și nimănui nu i-ar trece prin cap că am găsit o ascunzătoare atât de originală. Într-adevăr, probabil că acum admirau tabloul. Îl lăsăm tot aici? Bineînțeles. Răsucește pânza și pune la locul ei în tub. Din nou câteva momente de tăcere. În sfârșit auzi cum închide casa de bani, apoi pașii lor prin cameră și cheia răsucită în broască. Ai închis bine? Se înțelege, domnule baron. Acum coborau scara interioară de lemn. Se opriseră în salon. Deci ne-am înțeles. Sâmbătă, imediat după prânz, duc tabloul la cabana Muntele Roșu. Îți trebuie escortă? Aș putea să-ți dau 3-4 soldați. Fiți fără grijă, mă descurc și singur. Nu vreau să dăm de bănuit absolut nimic. O escortă ar atrage atenția. Dacă sunt numai eu, voi trece neobservat. De altfel o să îmbrac haine civile. Foarte bine, foarte bine. Ieșiră trântind ușa de la intrare. În curte, Lupu făcea o larmă asurzitoare, lătrând cu înverșunare pe baron. Acum putea să iasă din ascunzătoare. Era transpirat din cap până în picioare, extenuat de emoție, dar fericit ca nimeni altul. Avusese o șansă extraordinară. În acel moment avea toate datele necesare. Nu-i mai rămânea decât să-l găsească pe Begu cât mai repede. Ce zi era azi? Ah, miercuri. Mai erau deci 3 zile până când el va transporta tablou. 3 zile suficiente pentru ca Begu să-și alcătuiască un plan de luptă. Ascuns în dărătul draperiei de la fereastră, Romulus cerceta cu privire grădina. Nu se zărea altcineva în afară de Lupu, care rodea mulțumit un os în cerdac. Va să zică plecaseră. Răsuci binișor cheia îmbroască, se uită odată în jur să se asigure că nu-l văzuse nimeni. Era ora 12. Într-o jumătate oră, dacă se grăbește, va ajunge la șantier și va cere santinelelor
să-l înștiințeze pe inginerul Becu că are să-i comunice ceva urgent. Romulus Dobrotan alerga pe poteca îngustă, fericit ca nimeni altul, fără să-și dea seama că în acele momente iscălea sentința de moarte a inginerului Becu. Nu știa că tot ce se petrecuse cu puțin înainte în Villa Mara a fost o înscenare cu abilitate de mintea drăcească a baronului. Eleganta și masiva limuzină neagră se abătu de pe șoseaua principală și pătrunse pe o alee îngustă mărginită de plopi uriași, conform indicației misteriosului personaj care îl invitase la o plimbare nocturnă pe inginerul Romulus Dobrotan. Mașina parcursese vreo 500 de metri, apoi se opri în fața unei clădiri impozante. Un castel de pe vremea lui Ludovic al IV-lea, aprecie Romulus, admirând pe fereastra limuzinei sobritatea și grosimea zidurilor. Cam sumbră, îi spuse el în timp ce cobora. Limuzina demară fără zgomot, lăsând pe cei doi bărbați în fața masivei uși de stejar afumat de la intrarea posomărâtului castel. Îți aparține? Murmură Romulus. Nu, nu sunt proprietarul lui. Am închiriat aici o cameră pentru câteva luni. Câteva luni? Da, de ce te miri? Credeam că locuiești în America de Sud. Așa e, dragul meu, și mă simt minunat acolo, numai că acum voi face o excepție. O femeie în vârstă le deschise ușa. Pătrunseră într-un hol imens, aflat în semi-întuneric. O lumină difuză străbătea prin plafon. Se așezară în cele două fotolii mari de piele roșcată, aflate chiar în fața căminului. Timp de câteva minute, niciunul dintre ei nu scotea o vorbă. El îl privea cu atenție pe Romulus, îi urmărea fiecare gest, cea mai mică trăsărire a mușchilor feței. S-ar fi zis că făcea un amănunțit studiu anatomic. Privirea lui Romulus era ațintită asupra căminului, unde îi se părea că zărește pâlpâind focul unor vreascuri. Dar căminul acesta nu era luminat decât de jarul amintirilor. O ploaie deasă, monotonă și rece se abătuse asupra munților în acea mohorâtă după amiază de octombrie. În căminul din salon, focul pâlpâia vesel. Frumoasa doamnă Mara Dobrotan se îndelenicea cu ocupația ei favorită și clapele pianului vibrau sub degetele lungi și subțiri, legănând visarea pântecosului domn Traian Dobrotan, care a așezat comod în fotolul lui preferat, se gândea la viitoarele lui afaceri. Romulus privea pe fereastră, urmărind discret eforturile lui Lupu de a se descotorosi de niște pureci, după cum îi se părea destul de agresivi. Gândul lui Romulus era însă la acele momente destul de departe, la cabana Muntele Roșu. Oare Begu a ajuns la timp acolo? Cum va reuși să intre în posesia documentelor? Tresări. Un om deschisese poarta trântind-o de perete. Și Lupu tresări. Lătră odată scurt, apoi, cu simțământul datoriei împlinite, îi ieși în întâmpinare gudurându-se. Omul avea gulerul paltonului ridicat până aproape de borurile pălăriei. Abia când ajunse la cerdac, Romulus îl recunoscu pe pictorul Caraiman. Se cunoștea că băuse zdravăn. Duhnea iar arachiu și când vorbea, limba îi se împleticea în gură. Îl privi pe Romulus cu o dușmănie neașteptată. Mara Dobrotan închise capacul pianului și părăsi salonul înfricoșată. M-ai chemat, domnule Dobrotan? Te așteptam, Caraiman. Traian Dobrotan se ridică greoi de pe fotoliu. Voiam să-ți vorbesc în legătură cu tabloul, adăugă tatălui. Romulus tresări. Ce-i cu el? Trebuie să-l pun la loc sigur. Nu vreau să risc cu asemenea valoare în casa mea. Aveți dreptate. Vino, prietene. O să ne sfătuim sus la mine în birou.
Urcară scara în timp ce Romulus nu știe ce să creadă. Așadar, taicăsul habar n-avea că la ora aceea tabloul se află în drum spre cabana Muntelui Roșu. Asta înseamnă că nu avea niciun amestec în chestiunea documentelor ascunse. Atunci când va descoperi lipsa tabloului, ce se va întâmpla? Urcă scările și ciocăni discret în ușa biroului. Ce e? Întrebă neliniștit bătrânul Dobrotan. Eu sunt, pot să intru? Ce dorești? Romulus deschise ușa. Tată, aș vrea să văd și eu tabloul. Bătrânul a avut câteva clipe de ezitare, apoi se îndreptă spre casa de bani. Alese cu grijă cheia potrivită și deschise ușa masivă. Romulus simțea că inima își accelerează iar pulsațiile. Și iată că tatăl său scoase din casa de bani un tub negru lung de aproape un metru. Deșurubă cu precauție capacul și spre stupoarea fiului său desfășură o pânză pe care era zugrăvită o căprioară. Ești mulțumit? Dar Romulus nu mai apuca să răspundă. Caraiman, care se apropiase între timp de tablou, examină cu atenție pânza și scoase un strigăt desnădăjduit. Te-au înșelat! Ce tot vorbești? Se repezi bătrânul Dobrotan. Te-au înșelat! Urlă pictorul în continuare. Cine? Ce spui? Lui Romulus îi vâjeau parcă motoarele de avioane în cap și în urechi. O bănuială cumplită îi trecu ca un ghimbe ascuțit prin minte. Te-au înșelat! Ești beat, nu știi ce vorbești. Sunt beat și dacă sunt beat, pe mine nu mă poate trage nimeni pe sfoară, nimeni! Chiar și atunci când trag la măsea. Dar pe dumneata, te-au înșelat, deși ești treaz. Explică-mi deslușit, nu înțeleg nimic. Și bătrânul Dobrotan, dezlănțuit ca un orangutan furios, îl zgâlțâia de reverele hainei pe pictor. Privește! Privește și dumneata! Acest tablou e un fals ordinar. Ceea ce mi-ai arătat acum câteva zile era originalul. Nu se poate! Gemu bătrânul și căzu plioștit pe primul scaun ce ieși în cale. Am dat doar atâția bani. Și apoi, baronul e om de încredere. Și eu îți repet că tabloul acesta e un fals. Cineva ți l-a înlocuit. Știu cine, urla acum că a scos din minți Traian Dobrotan. Numai el avea a doua cheie de la casa de fier. Cu o mână tremurândă, își turnă într-un pahar apă dintr-o carafă care se afla pe biroul de stejar masiv, și băul lacom câteva închițituri. Romulus își îmbrăcase în fugă pardisiu și alerga acum cât îl țineau picioarele pe poteca ce ducea la cabana Muntelui Roșu. Din loc în loc se oprea să mai respire. Gâfâia și era aloarcă de sudoare în timp ce ploaia se întețea văzând cu ochii. Picioarele îi alunecau pe porțiunile noroioase. Se zgâria prin mărăcini, dar nu mai simțea aproape nimic. Un singur gând îi paraliza întreaga ființă. Begu, prietenul meu cel mai bun și sincer, era în cel mai mare pericol. Acum își dădea lămurit seama că în dimineața aceea totul nu fusese decât o scenare. Baronul și el au știut că se ascunde în casă și puseseră la cale o cursă ordinară în care l-a târât fără voia lui pe Begu. Numai de n-ar fi prea târziu. Deodată se trezi față în față cu el. Ce se întâmplă? Spune-mi. Pleacă acasă, numai decât. Nu, unde e Begu? L-ați omorât? Spune-mi. Întoarce-te până nu e prea târziu. Îl apucase de mână și încerca să-l tărască înapoi spre casă, dar Romulus se împotrivea cu îndârjire. Reuși să-i scape din strâmtoare și țâșni ca o țăgeată pe lângă el. Continua să alerge cu îndărătnicire. De aici nu mai erau decât 2 km până la cabana Muntele Roșu. Deodată se opri locului. Cineva cobora alergând pe potecă. Instinctiv se ascunse după o tufă uscată de smeuriș, dar imediat răsuflă ușurat.
Era un băiat, un copil andru. Oare de ce alerga, privind speriat în toate părțile? Îl urmărea cineva? Aștepta ascuns în tufiș mai bine de 5 minute, dar nimeni nu mai trecu în urmărirea băiatului. Cine să fi fost? Ieși din ascunzătoare și își continuă drumul. Respirația era tot mai grea și tot mai sacadată. Obosise. Nu mai avea mult până la cabană. O zărea destul de bine prin perdeaua de ploaie. De-abia acum le spuse că alergase fără rost. Cine știe dacă îl va mai găsi pe Begu? Dacă l-au omorât, l-au azvârlit în prăpastie să nu-l mai găsească nimeni. Dar dacă n-au apucat să-l omoare, poate le-a scăpat, poate că a prins de veste la timp despre capcana pe care i-au întins-o. Chinuit de gânduri, ajunse la cabană. Urcă scările masive de piatră cu ultimele ei puteri, deschise ușa și pătrunse în sala de mese. În încăpere se afla un singur om așezat la o masă. Baronul George Van Samish. Surzând parcă bagjocoritor, îi făcu semn cu singura lui mână. Romulus mai înainte câțiva pași, apoi vrut să spună ceva, dar nu reuși. Picioarele îi se împleticiră ca unui bețiv. Simți că a ajuns la capătul puterilor și că pământul îi fuge de sub picioare. O amețeală puternică îl cuprinse și se prăbuși leșinat pe podelele cabanei. Se trezi acasă în camera lui. Pe un scaun, aproape de pat, Mara Dobrotan schița un zâmbet și imediat îi smucni într-un hohot de plâns. Ridicându-se de pe scaun, se duse la icoană și se închină cu Evlavie. Slavă Domnului, ai deschis în sfârșit ochii! Cât timp am zăcut! Murmură Romulus, speriindu-se singur de glasul pe care aproape nu și-l mai recunoscu. 2 zile. Va să zic că am zăcut 2 zile, dar de ce? De ce boală am suferit? Nu-și mai aduce aminte. Zărește pe tavanul camerei crâmpeie dintr-o fugă bezmedică. Cineva alerga fără încetare. Cu ce scop? Cine e persoana care urcă gâfâind pe poteca îngustă? Pe cine caută? Cine a fost bolnav? De ce boală a suferit? Întrebările revin stăruitoare, obsedante. Siluetele se fugăresc pe tavan. Un individ ciung și cu un ochi de sticlă îi surâde bagjocoritor și îi flutură singura lui mână în semn de salut. Îl cheamă... Cum îl cheamă oare? Nu-și mai amintește nimic, parcă cineva i-a șters memoria cu un burete plin cu apă ca pe o tăbliță pe care o avea ca școlar în clasa 1. Cine e școlarul? Atât de mare și de-abia în clasa 1, la Politehnică, noțiunile se amestecă între ele așa cum se amestecă Traian Dobrotan cărțile de joc pentru pasențele lui preferate. Cine e Traian Dobrotan? E un pictor. Ce caută acum pe tavan? Îl caută pe Begu. Cine e Begu? E un criminal? Cine spune că Begu e un criminal? Cine spune? Cine spune? De ce se aude acest ecou, acestui glas în urechile lui? Ce ecou înspăimântat? O să-i spargă din banele. Cine spune? El. E el. Trebuia să se ridice măcar în coate, să împiedice o crimă. Neapărat trebuie să strige. Nu, nu, nu îl împușcați. Mara Dobrotan s-a zvârlit în genunchi la căpătâiul lui. Dumnezeule, are febră, iar are halucinații. Pe cine să nu îl împuște, dragul mamii, pe cine? Dar Romulus nu aude, se zbate ca un turbat. Se răsucește pe parte, pe alta. Mâinile bat neputincioase în gol și strigă către umbrele care invadează tavanul și toți pereții camerei. Nu-l împușcați! Nu-l împușcați! Traian Dobrotan a chemat un doctor de la Ploiești. E un cunoscut de-al său și de-al familiei. A sosit tocmai la timp să vadă crizele copilului
și să se pronunțe profesional privindu-l pe Romulus pe deasupra ochelarilor. Are dublă pneumonie. Dacă scapă, e mare minune. Iar trebuie niște injecții, dar de unde să le luăm? Traian Dobrotan alergă la baronul Samiș. A uitat de căprioara Aurie, a uitat de păcălarea pe care i-a făcut-o baronul. A uitat de răzbunare și de amenințări. Viața lui Romulus e în mâinile baronului. El are medicamentele necesare. Și chiar dacă nu le are, le poate procura mai ușor prin intermediul unui om așa de suspus ca el. Spre surprinderea bătrânului, baronul îi aduce numai decât o cutie plină cu injecțiile necesare lui Romulus. Nici nu știți ce serviciu important a făcut pentru noi băiatul dumitale, spuse baronul zâmbindu-i cu înțeles. Merită să-i salvăm viața. Bătrânul Dobrotan nu știe ce să creadă. Oare nu-și bate de joc, nu-și bate iar joc Pocitania? Arătă medicamentele doctorului. Acesta se declară entuziast. Cu ele viața lui Romulus e ca și salvată. În acest timp, băiatul se lupta cu moartea. Aiura și derila într-una. Mara Dobrotan și-a învinețit genunchii în fața icoanelor. Cearcăne mare în dreptul ochilor ei frumoși trădează nesomnul și agitația care o stămânesc de câteva zile și nopți nedormite. Dar iată că medicamentele înving. Boala dă îndărât văzând cu ochii. Și într-o zi, Romulus Dobrotan intră în covalescență. O iarnă grea s-a abătut deasupra întregii regiuni. Viscolește spulbărând zăpada, aruncând-o în ferestrele camerei. Romulus stă în pat și citește un roman de aventuri. Pe ușa a intrat cu pași de călugăriță Mara Dobrotan. Își învăluie fiul într-o privire duioasă și înfricoșată. Te caută un om. Cine-i? Un pădurar. Zice că numai cu tine vrea să vorbească. E un lemnar din fosta echipa inginerului Begu, adăugă ea cu glas șovăit, șoptit, parcă i-ar fi fost teamă să pronunțe mai tare vorbele alea. Romulus nu mai avea stâmpăr. Cheamă-l să vină numai decât. Mara dispăru ca o umbră și reveni în scurtă vreme, urmată de un om înalt care se oprește în cadrul ușii, oarecum fâstăcit, răsucind o căciulă mițoasă dintr-o mână într-alta. Până ziua, boierule, eu sunt Ion Manea, lemnarul. Ia loc, îl îmbie Romulus. Țăranul se așeză cam neîndemânatic pe marginea unui scaun. Ce s-a întâmplat? Păi, ce să se întâmple, dumneata? Ei fost bun prieten lui domnul Begu, nu-i așa? Romulus surâse trist. Două lacrimi i-au înflorit imediat pe sub gene. Oftează dureros de sincer. Așa-i. Lemnarul își trage scaunul mai aproape de pat. Știi, dumneata, de ce a murit? A murit? E sigur? Nu mai încap pe vorbă, l-am găsit atunci, în după-amiaza aceea. Nu i-a mai dat de urmă. Feciorul meu l-a văzut cu ochii lui. Și în timp ce lemnarul povestește, Romulus își readuce aminte de băiatul care alerga speriat pe potecă. Va să zic că omul acesta nu minte, nu e o iscoadă. Pot avea încredere în spusele lui. Sunt o mulțime de lucruri pe care nu le știu și doresc atât de mult să le dezlușesc. La un junghiat sau așa ceva la șantier ne-au spus că a alunecat și că a căzut într-o prăpastie, că era cherchelit. Minciuni! Domnul inginer nu bea niciodată mai mult decât trebuia. Eu știu de ce l-a omorât. Și eu știu. Domnule Dobrotan, să nu-mi fie cu supărare. De ce? Eu bănuiesc că l-a omorât pe domnul Begu. Romulus a tresărit.
Se aud pași grei coborând scara. El trebuie să fie. Dacă a tras cu urechea la ce au vorbit, așa după cum e obiceiul, lemnarul poate să se considere un om mort. Dar acum fie ce-o fi trebuie să afle adevărul, să-și confirme teribilele bănuieli care i s-au sădit în suflet într-o după-amiază cenușie și tristă de octombrie. Peste 6 săptămâni, când a ieșit pentru prima dată din casă, a întrebat pe factorul poștal ce știe de lemnarul Manea. Omul și-a scos șapca de pe cap și a rostit simplu, a țintit privirea în pământ. Dumnezeu să-l ierte! A aflat că l-a înjunghiat la malul ursului în urmă cu o lună de zile, când se dusese să aducă din pădure lemne pentru foc. Va urma.